Dacă noi vrem să distrugem sistemul, dacă noi vrem să distrugem corupția, noi nu trebuie să ne oprim. Uitați-vă ce au făcut toate guvernele. Să bucură că a plecat cineva din funcție, a fost scris cerere de eliberare din propria inițiativă și e bun. Câți au fost eliberați, nimeni n-a ajuns la pușcărie. Nimeni nu a răspuns. Că era pe timpul lui Filat, că Plahotniuc, că Voronin. Vin la ăștia noi, dacă ați PD-ul la guvernare împreună cu socialiștii și dumneavoastră, dar cum judecătorii de la PD? Având-l pe Plahotniuc care a fugit și a deconectat telefonul, Serioja Ieralov nu mai este, și e ca acești judecători și toți funcționarii ăștia corupți care îi deserveau pe dânsi s-au mutat la treuca lui Dodon. Înțelegeți cu Dodon cum o face ca să-i atragă? Pe timpul lui Plahotniuc erau niște condiții foarte dure. 5, adică 10 la 90 de 10 putea să-și lese cineva procente din câștig, 90 lui Plahotniuc. 30 la 70, adică oricum era mai mult spre Plahotniuc. Amu Dodon, fiind om cu suflet mare și darnic, cum le spune el la toți corupții ăștia care se ocupșați cu contrabandă, inclusiv în ziua de azi, le spune, ei băieți, eu nu sunt ca Plahotniuc. Lucrăm 50 la 50. Și așa ați gândit, băi, era Plahotniuc și ne lua 90, 80, 70% și am venit Sfântul Igor. Asta din ce? Din schimbele corupției, din contrabandă? Dar păi am publicat materiale cu țigări, cum erau interzis pe timpul lui... Deci Igor Dodon are beneficiu direct din asta? Pentru că am înțeles că pot fi, sistemul este putre, dar asta nu înseamnă că președintele este implicat în toate. Dorin, într-așa o țară mare ca România, Ucraina, Federația Rusă, președintele țării este... Este foarte posibil ca președintele țării să nu cunoască ceva. Că e prea mare țară. În Republica Moldova, unii președintele țării cunoaște la față fiecare comisar de raion, fiecare procuror de raion, fiecare judecător, fiecare președinte de raion. Nu vedeți că în teritoriu se întâlnește cu Consiliul Raional, cu primar. Dorin, în Republica Moldova este... Adică eu primar de Bălți știu. Noastră mult știți. Alți din opoziție tot știu, dar președintele țării nu știe.